Da. Sunt următoarele. 1. Închirierea domeniului public prin altă procedură decât cea legală, anume licitație publică. Încercarea de a da o aparență de legalitate dării în folosință a domeniului public Parcul Municipal Vest printr-o convenție semnată între primărie și administrația parcului pe de o parte și o firmă privată pe de altă parte, prin care practic s-au eludat prevederile legale privind licitațiile pentru închirierea domeniului public. 3. Pagova financiară produsă bugetului public prin aplicarea abuzivă și discreționară a unei taxe, a unei singure taxe pentru un singur eveniment, invocându-se hotărârea Consiliului Local 268 din 2016, deși este vorba de o serie de evenimente pe întreaga lună decembrie și pe o suprafață mult mai mare decât cea care a fost taxată prin convenția semnată între primărie și firma privată. 4. Încălcarea prevederilor contractuale rezultate din finanțarea europeană, care a stat la baza realizării Parcului Municipal Vest. Și 5. Construcții temporare pe domeniul public, fără respectarea legislației în domeniu. În legătură cu această poveste, aș dori să pun